În această dimineață să știți că venim cu mai multe rețete sănătoase. Iar despre ce este vorba, aflăm din bucătărie. Îl salut pe Dan și pe invitata lui. Bună dimineața! Bună dimineața, Lili! Bună dimineața! Ai perfectă dreptate după atâtea mese copioase pe care le-am avut de-a lungul săptămânii trecute la prima oră. Uite că a venit și momentul pentru detox, pentru ceaiul și pentru lucruri din astea mai așa naturale, știi? Să ne calmăm. Despre ce este vorba și cine avem invitat în această dimineață este Adina Munteanu, reprezentanta unei companii producătoare de fructe congelate. Bună dimineața! Bună dimineața, Adina, și bine ai venit cu aceste vitamine în farfurie! Da, mulțumim, da? Bine v-am găsit! Noi ne bucurăm foarte mult, poți să vii mai aproape. Da. Și hai să ne explici ce avem aici, că eu le cunosc doar pe astea. Care e cătină dintre ele? Ambele sunt, două soiuri de cătină. Aici avem afine congelate, așa, mereșoare și afine de pădure. La fel, toate sunt congelate. Afine de pădure. Și cât de tare sunt căutate ele în această perioadă rece a anului, că toată lumea vrea să vitamine, vrea să facă ceai, vrea să consume aceste produse atât de naturale. Dar despre procesul lor de înghețare și despre astea o să mai discutăm. Știu că astăzi o să preparăm și un ceai. Da, da, sigur. Și un smoothie, da? Da, da, cele mai clasice rețete, da. Aha. Da. Tu care le preferi? Care sunt preferatele tale? Da, de toate câte un pic, dacă sincer, da, încercăm să întrebuințăm practic zilnic, fiindcă, într-adevăr, perioada rece anului necesită, Copiilor, știu că fiicei mele îi plac astea de cătină. N-am mai văzut cătină oranj. Cătina albă, da. Cătina albă, așa îi zice, da. Cătina albă? Da, da. Păi da, copiii mei, și în genere, da, copiii preferă, doar că este un mic, da, detaliu, ci bine să strecurăm ceaiul de cătină, că altfel îl acceptă mai ușor, mai așa. Mai greu, da. Aha. Astea sunt afinele înghețate, da? Da, da. Da, afine. Ele sunt foarte bune. Eu le prind atunci când este sezonul lor și le mănânc, dar mi-am înghețat și eu acasă, să știi. Da, da, dar știu că modalitatea de a îngheța în condiții de casă și modalitatea de a îngheța în condiții de fabrică e cu totul și cu totul altceva, nu? Da, da. Da, dacă e să povestesc un pic, da, diferă. În condiții industriale, înghețarea acestor pomușoare a avut loc prin metoda șocului termic uscat, ceea ce presupune congelarea pomușoarelor la temperatura de minus 37 de grade Celsius. Oho. Da, în acest mod, structura interioară a pomușoarelor, valorile și proprietățile nutritive se păstrează în proporție de peste 90%, adică ceea ce în condiții de casă nu este atât de... De-aia vroiam să știm dacă într-adevăr se păstrează vitaminele astea. Se păstrează. Reține ce vrei să zici, ai să mai vorbești și o să te mai întreb lucruri interesante despre fructele înghețate. Doar că în pasa a doua, noi ne apucăm să pregătim un ceai, să facem un smoothie, da? Da, da. Și ne luăm doza de vitamine. Ne-am înțeles? Da, ne-am înțeles. Da, mă bucur foarte mult, Alina. Bună dimineața, prieteni! Readucem aminte, alături de mine este Adina Muntean, reprezentanta unei companii producătoare de fructe congelate. Eu zic producătoare de vitamine, de viață, de vitamina C și antioxidanți și așa mai departe. Noi am început să preparăm un ceai. De fapt, explică-ne tu ce pomușoare am pus aici. Da, aici avem două feluri de cătină, de aia le-am pus câte un pic de fiecare, apoi am adăugat câteva felii de ghimbir. Aici putem să experimentăm cum dorim. Cum dorim. Da, da, aha, da. Putem, în cazul nostru, da, un pic de ghimbir, cătină. Așa, putem, da, să-l... Ce culoare face, da, magie. Este important, da, atunci când noi am avut apa fiartă și un pic a stat să se răcească, așa, este important să nu fie neapărat imediat clocotit. Să nu fie foarte fierbinte, da? Da, 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 să nu se distrugă vitamina C. Ca să păstrăm vitamina C. Corect. O să amestecăm un pic, da? Putem să amestecăm, avem nevoie de o lingură. Așa, da. Te rog. Da. Așa. Noi am pus ghimbir și două tipuri de cătină. Cătină oranj. Și cătină galbenă, sau cătină albă, cum îi ziceați. Da, cătină albă, da. Ok, hai să vorbim și despre beneficiile acestor pomușoare, fiindcă toată lumea știe că sunt bune, dar nu prea știu la ce sunt bune ele. De ce sunt atât de bune? Cătina este în special recunoscută și apreciată pentru conținutul mare de vitamina C. Da, conține mai multă vitamina C de 10 ori decât în citrice. Da. Aoleu. Și să știți că... Deci mai mult de 10 ori decât o lămâie. Și în momentul în care a trecut, iată, procedura asta de șoc
termic, pomușoarele care conțin vitamina C, după această procedură, e, dobândesc și mai mult vitamina C. Asta tot e important. Se păstrează, cumva se congelează toată vitamina. Da. Dar cum, care este procesul, hai să înțelegem tehnologic cum se întâmplă, care este procesul până a se culege? Se culeg, se pun deodată la înghețat sau care e procedura? Da, metoda de recoltare este una destul de interesantă. Așa. Se taie crengele pe care crește cătina, da, și aceste crengi, cu tot cu pomușoare, se duce la, în camera aceasta de congelare, la minus 37 grade Celsius, timp de câteva minute, da, până la o oră în gheață și apoi se scutură de pe crengi. În acest mod nu suferă, nu are de suferit pomușoara, nu se oxidează, nu se deshidratează. Deci, iată, de la tăierea crengilor până la însuși procedura de congelare nu durează mai mult decât două ore, iată, intervalul ăsta de la, da. Îmi imaginez că acel arbore după aia crește la loc acele crengi. Păi iată, da, aici tot... De fapt, niște tufă, o plantație. Da, niște arbuști, da. Sunt productivi, da, jumătate din arbuștii plantați, fiindcă ceea ce s-a tăiat anul ăsta, la anul deja nu dă roadă, dă peste un an, se primește rotație. Am înțeles, și de trebuie să fie o rotație din asta. De asemenea, cătina conține vitamina A, E, este un puternic antioxidant. Minunat. Conține mai mult beta-caroten decât în morcov și consumul zilnic ne asigură stimularea sistemului imunitar și... Tot necesarul de vitamine. Să știi că avem nevoie, toți avem nevoie de un sistem imunitar, mai ales în perioada asta care ne era peste cap. Da, cumva și cererea lor cumva a crescut în perioada asta, da, nu? Da, și să știți că chiar ne bucură că oamenii deja înțeleg că un produs congelat nu este un produs mai puțin calitativ. Cătina, în condiție, dacă am culege-o manual, timp de 48 de ore ea deja s-ar altera, fiindcă pielița asta este destul de suferică. Chiar se lasă face sucul ăsta și nu... Și chiar oamenii, dacă fac comenzi, deja ei vor concretizez. Este congelată, că noi așa dorim. Aha, așa este că, congelată. Ne bucură acest lucru. Trecem și la afine, da? Da. Ele sunt și ele știm că foarte bune. Da. Afinele sunt în primul rând recunoscute ca fiind un antioxidant puternic, da? Pe lângă faptul că chiar dacă ele sunt dulci, indicele glicemic este unul mic, da? Scăzut și se permite chiar și în cazul diabeticilor, de exemplu. Da. Consumul zilnic în perioada când când este roadă, atunci putem beneficia de produsele proaspăt culese, dar la fel, o parte care se recoltează este dată spre vânzare, dar o parte la fel se congelează prin aceeași metodă ca să putem asigura consumatorii și pe perioada aceasta. Am înțeles că întărește și inima. Da, la fel. Sunt foarte bune pentru inimă. Și celelalte? Da, astea sunt afine de pădure, la cererea consumatorilor au fost, la fel. Și deja amerișoarele. Mereșoarele oare ce gustau? Sunt acrișoare, chiar un pic predomină și un gust amarui, da. Ele la fel sunt, au un conținut ridicat de vitamina C, se folosesc și în... pentru menținerea sănătății sistemului urinar, sunt foarte... Desigur, dacă avem indicații aici cu medicul, trebuie să... Dar la fel. Și vreau să zic că... putem la același ceai de cătină să adăugăm un pic de mereșoare. Ele toți se folosesc în ceaiuri. Bucătarii cred că cunosc chiar și în sosuri speciale pentru carne roșie. Îmi dau seama. Țin minte de... Da. Noi, de fapt, am pregătit odată un sos din ăsta de pomușoare. Da. Îmi lasă gura apă. Vreau să gust ceaiul să văd. Da. Zici că e suc de portocale, știi? Are o culoare atât de interesantă. Păi că, ca să amăgim un pic copiii, putem să o strecurăm și E acrișor. Da. Îți face gura pungă. Da, putem adăuga mai multă miere dacă dorim să fie mai dulce. Și simt explozie de vitamine cum este în jurul nostru. Da. Minunat, Adina. Noi ne bucurăm foarte mult că avem ingredientele astea. Atunci nu trebuie să pleci acum. Mai urmează să mai intrăm încă o dată să pregătim și un smoothie. Bine. Avem și ingredientele necesare. Avem un pic de lapte, avem niște migdale, miere de albini. Și smoothie-le îl vom pregăti cu afine și... Putem ambele tipuri de afine să folosim mireșoare. Am putea și aici include, dar azi poate... Facem doar din afine, da? Mai bine. Dacă avem de unde alege, putem să ne permitem. Da.
Alina Muntean, doamnelor și domnilor, un reprezentant la unei companii producătoare de fructe congelate. Trebuie să repetăm de fiecare dată, știi, telespectatorii se mai trezesc la ore diferite și de aia e important. Alina, eu ziceam că m-ai prins, e atât de gustos, da, că deja vezi că numai eu l-am servit. Așteptăm și colegii, dacă vor, după aia să vină, să guste din ceaiul nostru. Dar readucem aminte, a fost un ceai din două tipuri de cătină, un pic de ghimbir și o linguriță, două de miere. Am mixat puțin. Dacă nu avem un mixer din ăsta, putem să pisăm cu furculița acasă, nu? Da. Știți că ideal ar fi interacțiunea cu ceva de lemn, dar dacă noi ne grăbim toții... Fiindcă se oxidează, da, de fier. Da, da. Mm-hmm. Atunci trebuie să avem o lingură din aia de lemn, țărănească, știi, de la bunică. Cu aia stulcim și după aceea punem în... într-un bol. Apa nu trebuie să fie foarte fierbinte, da? Dacă s-a fiert, mai așteptăm un pic ca să se liniștească. Ok, dar noi trebuie să mai preparăm și un smoothie. Bine, da. Din afine, da. Din afine, te rog. Hai să vedem cum o preparăm. Da, și aici, ce punem. Da, punem ambele tipuri de afine, da, în cazul aici, nostru. Uite aici, ai lingura și hai să selectezi. O punem direct în bol, da? Da. Aici putem adăuga un pic de lapte, fie de migdale, de cocos sau chiar lapte de vacă. Care nu dorește lapte, putem adăuga un pic de apă. Lapte vom folosi. Este și lapte de soia, care cei care au intoleranță la lactoză, ar putea să-l folosească. Da, punem așa. Dar și să știți că este foarte recomandat ca afinele să fie consumate cu jumătate de oră înainte de mesele principale, da? Atunci se asimilează mai... Eu știu că ajută foarte bine și la digestie, da. Dar știu că au și un pic de calciu. Am înțeles că refac masa musculară după antrenamente, da, antioxidanții din afine, așa că ar fi... Da, sunt niște pomușoare minune. Minune. Și trebuie să profităm de faptul că medicină. Le pe loc aici, da? Da. Așa. Da, uite și asta. Când să punem, masa noastră este toată de lucru. Da, adăugăm. Un pic de... Da, așa, putem să fie așa mai consistent. Așa. Așa. Lapte, migdale. Așa. Mai punem un pic. Și pomușoare. Da, depinde cât de consistent vrem să o facem. Dacă adăugăm niște semințe de in, de exemplu, da, sau putem să facem chiar un terci. Da, putem să facem ca terci. Se face, sigur că da. Așa, parcă am închis bine. Am închis bine. Uite, te ajut eu. Verific. E închis bine. Ai putere. E de la vitamine. Da. Uite ce culoare am obținut, da? Da. Minunat. Aici știți că putem adăuga și mireșoare, dacă am adăugat și o banană, de exemplu, da, fiindcă mireșoarele sunt destul de așa acrișoare și da. Foarte bine. Hai să vedem cum a ieșit la culoare și la consistență. Acum perfect. E perfect. Da. E perfecto. Da, super. Ce frumos. Ne ieși bine. Așa, da. Așa. Minunat. Pentru ceilalți colegi care vor, să știți că mai avem fructe, mai avem și la congelator. Alina Munteanu, îți mulțumim pentru prezența în această dimineață. Mulțumim. Am aflat lucruri interesante, curioase, știm deja de cât de bune sunt aceste pomușoare înghețate. Te mai așteptăm pe la noi cu alte rețete. Drag. Poate pregătim și o tortă, de ce nu? Da, cu fructe înghețate. Îți mulțumim pentru doza de vitamine pe care ne-ai oferit-o și pentru buna dispoziție. Da, vă mulțumesc. Sănătate și eu. Să ai un început de săptămână minunat. Așa să fie, da. Așa să fie. Lili, ai văzut ce norocoși suntem noi? Așa e, cum acum se zice... de la o luni băgăm vitamine în noi. Uite, așa vorbesc în rimă, de fapt. Cum se zice și în reclame, sănătate la pahar. Așa e. Mulțumesc tare mult, mulțumim, de fapt, Alina, foarte mult.